Sărăcia, o provocare tot mai mare pentru români. Mulți dintre ei sunt nevoiți să-și cheltuiască toți banii înainte de următorul salariu. În general, aceștia sunt cheltuiți pe utilități și alimente. Sunt tot mai multe cazuri în care salariile nu mai ajung nici măcar pentru produsele de bază. Un studiu realizat de curând arată că aproape jumătate dintre români nu se mai descurcă cu veniturile lunare. 41% cheltuiesc toți banii cu o săptămână înainte de a primi următorul salariu. Românii trăiesc pe muchie de cuții din punct de vedere financiar pe fondul inflației explozive. Un român din 10 se plânge că nu îi ajung veniturile nici măcar pentru mâncare. Aceeași proporție rămâne în urmă și cu facturile. Asta se întâmplă în condițiile în care aproape 2 din 3 respondenți mai au, pe lângă toate cheltuielile și grija ratelor bancare. Așa că la final de lună, când trag linia veniturilor și cheltuielilor, 7 din 10 români observă că nu le mai rămâne nici măcar un leu de economisit. Lipsa banilor este o problemă acută și completată de teama că prețurile vor continua să crească duce la o stare de spirit negativă și la multă frustrare. 90% dintre ei se așteaptă să mai vină un val de scumpiri. Doar în București, vorbim de majoritate, oamenii spun că le ajung banii de la o lună la alta. În rest, în Muntenia, Transilvania și Moldova, majoritatea e fix la extrema cealaltă, susțin economiștii. Problema veniturilor insuficiente este cea mai prezentă în cazul românilor care au doar 8 clase sau doar liceu, fără studii superioare. 70% dintre cei cu facultate au spus că reușesc să se descurce cu banii de la o lună la alta, ceea ce subliniază din nou nevoia de educație. Trebuie să pună pe hârtie ce își doresc, ce trebuie și câți bani au, a explicat Ioana Erdei, coordonator Incom Magazine. Potrivit acelui sondaj, bărbații care au stabilitate financiară se gândesc din ce în ce mai mult la investiții, iar femeile la nevoile lor sau ale familiei. Românii care nu se descurcă prea bine cu banii au început să cumpere mai puține articole vestimentare, să meargă mai rar în vacanțe, să cumpere produse alimentare mai ieftine și să gătească mai des acasă. În ultimii 2 ani de zile, produsele de bază s-au scumpit cu peste 50% în România. Cele mai afectate victime ale acestor scumpiri majore sunt pensionarii. În ultimii 30 de ani, sărăcia a determinat românii să plece pe bandă rulantă din țara noastră. Astfel, potrivit datelor neoficiale, în diaspora trăiesc peste 8 milioane de români. Relatează știri de Cluj.ro.